Dacă eu n-ajung la un punct în care să-mi înțeleg poziția mea în relație cu Creatorul meu, dacă n-ajung la un punct în care să scot din cap ideea că îl pot mitui pe Dumnezeu, că îl pot îmbuna pe Dumnezeu, dacă n-ajung să scap de idioțiile astea care se spun în unele adunări, că noi suntem un fel de prietenii Domnului Iisus Hristos, ne înțelegem așa foarte bine, suntem un fel de colaboratori care lucrăm cot la cot, dacă nu ajungem să scăpăm de ideile astea prostești, și dacă nu ajungem să privim măreția și suveranitatea și puterea lui Dumnezeu și să ne vedem micuți, zero, să ne vedem înaintea lui Dumnezeu, nimeni, nimic înaintea lui Dumnezeu, sub nicio formă nu vom putea capitula înaintea lui. Sub nicio formă noi vom putea pleca în țărână înaintea lui Dumnezeu. Și motivul pentru care, poate, unul dintre motivele fundamentale pentru care în adunările evanghelice lipsește reverența, teama, frica de Dumnezeu și lipsesc convertirile adevărate, convertirile adevărate este pentru că nu se înțelege suveranitatea lui Dumnezeu. Și de la anvoane se predică împotriva suveranității lui Dumnezeu. Și de la anvoane se predică împotriva stăpânirii lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Unde să te aștepți la reverență față de Dumnezeu? Unde să te aștepți la oameni care contemplă frumusețea și puterea lui Dumnezeu? Și unde să te aștepți la oameni care respectă pe Dumnezeu? Cum ne respecti pe un Dumnezeu care se plocunește în fața omului? Când sistematic oamenii sunt înveninați, sunt infectați. Sunt infectați împotriva Dumnezeului adevărat, un Dumnezeu suveran și puternic care face ce vrea. Când oamenii sunt infectați zi de zi, duminică de duminică, după 20-30 de ani de îndoctrinare împotriva suveranității lui Dumnezeu, cum să se teamă oamenii de Dumnezeu? Cum să meargă oamenii să trăiască la lucru sau la școală? Sau studenții să trăiască în reverență față de Dumnezeu? Când sunt injectați la învoane. Până omul nu ajunge să vadă stăpânirea, suveranitatea lui Dumnezeu, nu va avea reverență față de Dumnezeu. Sub nicio formă. Sub nicio formă. Aici se află esența fricii de Dumnezeu, temerii de Dumnezeu, credinței adevărate de Dumnezeu. Atunci omul capitulează și se întoarce la Dumnezeu. Zice, auzi din așa, Doamne, Dumnezeu a fost bun față de mine, toate lucrurile merg bine, m-am gândit și eu să mă întorc la Dumnezeu. Este o travestire a convertirii. Îi face un favor, am vrut să fiu recunoscător față de Dumnezeu, este o travestire. O travestire. Orice om care se întoarce adevărat la Dumnezeu are un punct în care cade la pământ în fața lui Dumnezeu. Chiar și fizic. Poate nu-l vede nimeni. Poate se duce acasă undeva și se trântește în topinița să nu-l vadă nimeni, că e rușine. Și stă acolo înaintea lui Dumnezeu și se vede nimic înaintea lui Dumnezeu. Este o capitulare definitivă în fața puterii și suveranității lui Dumnezeu.